Vreau să-mi cer scuzii la toți morții care am înjurat și în al doilea rând vreau să-mi cer scuzii de Ulisie că l-am înjurat de s-a văzut urât, foarte urât. Îmi cer scuzii de tata lor, zic de Ulisie, știți voi ce zic, și pentru că au intervenit cine au intervenit din Iași, Bardic, Neaurel, fratele Costel, vrea să fie pace, să nu fie altele mai grave și să o lăsăm așa cum este, că până la urmă au fost doar înjurături, nu au fost bătăi, nu au fost tăieturi, nu au fost împușcături, ne-am certat verbal, nu a fost altceva, nu i-am bătut, nu ne-au bătut niciodată, au fost doar înjurături verbal, asta s-o știe toată lumea, nu s-o atins niciodată, nimeni din partea noastră nu a atins pe ei și nici ei pe noi nu ne-au atins. Niciodată. Au fost doar bătaie pe Facebook, înjurături, amenințări și care nu duc la nimic bun. Nu duce la nimic bun. Asta am vrut să spun, asta menționez și e problema noastră locală, nu trebuie să bage nimeni din alte orașe sau din alte zone. Cam asta am avut de spus, vă pup. Voi ține cont ce a spus Neaurel, Costel, frate meu și Pardică. Vă salut pe toți!